10 lei și 40 de bani. Am avut 11 lei și 40 de bani. 11 lei și 40 de bani. Dar unde știi? De unde știi? Păi că am stat cu tine în cameră, la hotel, dacă ți-o ce. Și știi că n-am să-i dau, ți-l-am strâns. Și un bilet de troleu. Era de metrou. De metrou. Știu că voi n-aveți la Brașov, la Cristian metro și asta nu faci diferența. Doar în București de metro, tinere din toată țara, dacă știi. Nu știi, ai aflat-o de la mine. Hai, că te-am ce, mai învățat ceva. Ce glumă lumea asta, cum să nu știi? Da, ai mai pus unul din București să nu știe că doar în București e metro? Da, sincer. Pe tine. Și totuși, este o persoană foarte inteligentă. Chiar dau pe afară. Știu că ești o foarte inteligentă. Cum ți-ai dat seama? Mi-ai dat seama. Dar tu acum spui serios sau zici la caște? Zic foarte serios. Dar cum adică ești foarte inteligent? Ești foarte inteligent. Cum? În ce sens? Așa. Pe și asta trebuie să te bucure. Pe nu te dezamăgesc. Chiar dacă știu că asta. Vorbesc serios? Dar nu putem să fim de la fel? Nu. Dar tu ai și noroc mai mult decât eu. Dar asta e doar așa, în aparență ai noroc mai mult. Că roata se poate întoarce. Sau nu neapărat se poate întoarce, să n-ai tu noroc să am eu. Poate să am și eu noroc ca tine. Dar ți-ai dorit să n-am și eu noroc un pic, o perioadă. Da. Păi tocmai am rectificat, nu se întoarcă neapărat, să ajung și să am și eu noroc cum ai tu. Că de ce noroc am? Tu ești norocos așa ca persoană în viață. Da, foarte norocos. Tu ești persoană norocoasă. Ce, ai avut un ghinion mare? Da. Care e ăla? Nu am avut destul, exemplu. Nu pot. Dar ai avut mare? Nu mare ca al tău, dar... Suficient. Păi vezi? Dar eu chiar dacă am avut ghinion, eu tot mă consider o persoană norocoasă. Păi și eu dacă am avut ghinion, și eu mă consider norocos. Câteodată. Da, ce zic că trebuie să spui și tu? Nu, câteodată, nu totdeauna. Nu. Da. Deci, sunt inteligent, da? Mulțumesc. Toți escrocii sunt inteligenți. Dar nu sunt escroc. Bine, dar ai putea să te incluzi, că ai zis că știi și inteligent, deci înseamnă că știi și escroc. A zis că era vorba de inteligență. Aici. Da, înțeles. Eu sunt cu 0,00001% mai inteligent ca tine. Vorbesc serios? Păi și de ce nu știu? Bine, astăzi sunt eu mai inteligent, mâine ești tu, bine? Ce împar tu inteligent așa, cum te văd eu? Îmi pare inteligent, numai că la unele chestii te cam iau. Cum ar fi? Cum ar fi că tu ești mai glumesc decât sunt eu și o să mai serios. Păi și eu ai văzut că vreau să sunt serios. Știu, dar tu mai des ești glumeț. Păi de fel sunt glumeț, dacă îmi trebuie ești serios. Tu ești de fel serios și... Și când nu trebuie să-mi glumeți acum. Corect. Păi știi, tot timpul dau în bară când nu vreau să fiu glumeț. Păi. Da. Ce discuție interesantă. Da. Nu? Mi-a crescut IQ-ul la amândoi. Mie mi se dă pe afară. Unde-s tricourile? Ți-am dat două tricouri. Ce trebuie cu porți șurucul ăsta? Îl port prin casă. Păi de ce nu iei pe ăla? De ce le faci ciuruc? Ce are? Are de cutugară aici și o tăresc până. 2000. A, la STF-i? Da, am primit cadou din, de la o doamnă care mi l-a cumpărat din, din Turcia. Și este original. Și e necălăcat acum. Și pantalonii ăștia i-am de la Jean de la Craiova. Da? Da. Și ăștia i-am de la... De pupă Jean? Da. E super simpatic, realitate. Și șosetele sunt cumpărate de mine. Am cumpărat, chiar înainte să vin aici, m-am luat să cumpăr special șosete. Cum să mă, are de la Jean, de la Craiova. Aștept. I-a purtat o singură dată el în emisiune cât a dansat cu ei, hip-hop, la dansat pentru tine, că și el a fost înainte să fie un sezon. Și de asta mi-a luat. Și mi-a dat și un tricou, dar l-am pierdut. Nu mai știu unde l-am pus și nu știu ce-am făcut, dar nu mai există. Putem să le spunem să vină să ne ia? Puteți veni să ne luați dacă doriți. Traian, ești gata? Eu, da! Toată lumea e gata? Puteți să veniți să ne luați dacă vreți. E mai bine să spun la cameră.
că ți-ai uitat aici cafeaua. Mie mi se închid ochii, ce înseamnă? Și ce, mă bucur că astăzi a dat materialul de la aniversarea mea de 3 luni. Doamne, dar și ce-am arăt cu mare atunci? Era, când am desfăcut șampania, am dat pe jos. Și n-am mai știut după aceea și am continuat pe dânsa cum ar fi. Și normal, când am început să dansez sau mă învârteam acolo, logic, era șampania pe jos și era să cad de binele. Dar n-am căzut.